Discutăm, domnule Ciucu, și despre postarea promovată în online de Tineretul Social Democrat împotriva președintelui Partidului Național Liberal, domnul Florin Câțu. Radu Oprea, purtător de cuvânt al PSD, spune așa: n-am văzut nicio minciună, n-am văzut niciun neadevăr în postare. Chiar aș fi curios ce e așa deranjant, spunea, se întreba domnul Radu Oprea. Dumneavoastră ce părere aveți? Acea postare am văzut și eu, este profund jignitoare la adresa PNL și la adresa președintului PNL. La adresa PNL pentru că președintele PNL reprezintă PNL. Ceea ce efectiv mă uluiește, și nu e un cuvânt dur, este reacția portorului de cuvânt. Că puteam să zic, ok, sunt niște tineri înflăcărați pe acolo, pe la TSD, care, în fine, sunt înflăcărați și sunt entuziaști, iar aveau astfel de opțiune. Dar când vezi comunicarea oficială a partidului, deja chestiunea asta devine extrem de deranjantă. Pentru că atunci când vrei să fii într-o coaliție, nu îți ataci partenerul. Dar tocmai ne-am despărțit de USR pe acest motiv, pentru că liderii USR atacau PNL și la un moment dat PNL a început să răspundă și atacau USR, a scăzut încrederea și n-au cum să funcționeze. Cum ar fi? Ați văzut că și eu sunt extrem de reținut. Nu mi-a convenit alianța cu PSD. Toată lumea știe că nu mi-a convenit în momentul în care s-a luat decizia. Nici acum nu convine foarte mult. Dar odată ce am văzut că s-a făcut această coaliție, m-am reținut. Adică sunt reținut în a da declarații și a ataca PSD. Am fost foarte reținut și mă știți că nu sunt unul dintre cei mai reținuți oameni de pe scena politică. Mi se pare o dovadă de maturitate pe care nu o face și PSD în acest moment. Adică nu pot să vii cu postări de pe pagina oficială împotriva premierului pe care le mai și sponsorizezi ca să ajungă la milioane de oameni și după care prin purtătorul de cuvânt să spui că nu e niciun fel de problemă. Deci nu poți să faci chestia asta. Nu se poate. Nu e corect. Nu este... este denotă lipsă de respect. Dânsul se întreba ce e așa deranjant în postarea respectivă. Nu știu dacă este... adică este, pentru că este purtător de cuvânt oficial. Da? Deci este purtător de cuvânt oficial și atunci înseamnă că este poziția oficială a PSD. Și trebuie să fie discutată în coaliție. Asta voiam să vă întreb. Ar trebui am stat și am încăsat cu USR o grămadă de atacuri la adresa PNL. Acum să stăm să încasăm și cu PSD? Adică, ca ce chestie? Ok, hai să zicem că este coaliția nefuncțională. Renunțăm la coaliție. Este nefuncțională în acest moment coaliția? Eu cred că este funcțională în acest moment, dar este necolegială cel puțin comunicarea PSD. Asta da, siguranță. Și atunci noi trebuie să fim mai fermi și să reacționăm. Pentru că, cum ar fi, vă imaginați, să răspundem la fel. Da? Adică să ne apucăm să facem, să-l facem pe președintele pe PSD sau pe liderii PSD, să-i facem papițoi, clovi, să-i facem în toate felurile și să umplem și noi internetul cu chestiunea aceasta. Vi se pare responsabilitate? Vi se pare maturitate? Vi se pare colegialitate? Așa nu, cum aici, aminteați și dumneavoastră, am văzut și la USR, adică în relația PNL cu USR atunci când cele două partide erau la guvernare, astfel de reacții și finalul n-a fost unul tocmai fericit. Măcar să învățăm din propriile greșeli. Când ești la guvernare, indiferent cu cine ești, trebuie să-ți respecti partenerul. Că ești la nivel local, că ești la nivel central, oriunde ești, trebuie să-ți respecti partenerul. Este o chestiune esențială. Adică cum să am eu încredere dacă nu în partenerul meu de guvernare, dacă nu face un gest minim de reținere și de decență în comunicarea publică. Îi spun eu domnului, cum îl cheamă? Domnul Radu Oprea. Domnul Oprea. Îi spun eu ce este deranjant acolo. Da? Totul este deranjant. Absolut tot. De la ideea că s-au gândit să facă așa ceva și până la modul în care au pus-o în practică.